printre lumânările aprinse acolo și florile depuse, sunt și pentru o fată de 13 ani, fica antrenorului de volei de la Clubul Municipal Zalău. Aceasta se afla în școală, iar tatăl ei era în România când a aflat vestea tragică. Reprezentanții clubului au transmis condoleanțe și au transmis că sunt alături de familie. Așadar, e o atmosferă tristă aici, e multă durere, dar vreau să vă spun că am vorbit cu oameni care sunt absolut șocați. Școala pe care o vedeți în spatele meu e una dintre cele mai bune din Belgrad. E o școală bilingvă, sârbo-franceză. O școală la care oamenii nu se așteptau sub nicio formă să se întâmple așa ceva. O școală extrem de liniștită. Vorbeam cu oamenii care locuiesc aici. Zona e o zonă foarte bună, e un cartier unde se află și ambasade. Au mai fost într-adevăr acte de criminalitate stradală, dar așa ceva în școală, pur și simplu acest incident a șocat pe toată lumea. Și vreau să vă spun, în intervenția precedentă, copilul de 13 ani se află acum internat la o clinică de neuropsihiatrie. I moje dete plače, ne možeš da ispriča. Kaže, ušao je u razred i počeo je da puca. I te kasnije, kad smo došli kući, ona počela da mi priča događaj. Ne, kaže, čuje se puci napolju. Mi smo mislili da su petarde i nasljednice rekla, kaže, pa to su petarde neki. Otko kao... Međutim, žena je uozbiljila se jednu trutku izgleda, je shvatila su tu puci pištolja. Posle par sekundi, međutim, on je u tom trenutku ušao i počeo je da puca. I kaže, videla sam ovako, kaže, drži pištolj, ide. Sedam devojčica i jedan dečak, pa to je tragedija nezapamćena. Ovaj grad treba bude u crnom. Ceo. I da ovde plačemo svi zajedno. Unfortunately, I am used to this, because just back in America, like it is what it is. But to see this here is just shocking, and I really didn't think that it was going to happen here.